Urmează ședința ordinară cu prezența. Prezența, din câte văd eu, este 100%. Mai puțin mult fixă, da? Așa, se poate deschide ședința. Dacă sunt ceva comentarii la procesul verbal din ședința anterioară. Dacă nu sunt, supunem la vot. Da? Cine este de acord? Da. Abținere? Împotrivă? Deci, domnul primar, dacă vreți să dați cifre. În contrație cu dispoziția articolului 3, 9, iar cu legea administrativă publică locale, cu modificări și completate de încredere de ultimare, vă invităm să participați la ședința Consiliului Local de data de 2 octombrie, următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării planului de ocupare a structurilor publice pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind păstrușirea rezultatelor inventarierii bunurilor aduse în domeniul public și privat al Comunei Balcan de Spacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Balcan de Spacău. Direct. Dacă sunt discuții la primul subiect, până la votul, spune la vot. Până la vot, spune la vot. Da? Cine ia pentru? S-a abținut cineva? După prima? Nu? Așa nu mai da. Rând de hotărâre privind aprobarea modificării planului de construcție pentru anul 2018. Dacă sunt discuții de această problemă. Nu sunt, punem la vot, da? Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? S-a abținut? Două abținut? Trei. Trei. Nu, împotrivă. Împotrivă. Da, un împotrivă, da. Deci, în urmă, vă rog? Da. Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținute de domeniul public și privat al Comunei Balcan de Spacău. Dacă sunt discuții. Da. Eu, în primul rând, spunem la Bruțan, tot ce care poartă numele Petru și Pavel, inclusiv, să dăm competite, nu pentru toți cetățenii comuni. Revenind la subiect, nu știu, până acum nu a fost trecut prin așa. Știu că inventarierea se face în fiecare an, există o comisie de inventariere, se face un proces verbal. Responsabilitatea este a comisiei. Noi vă dăm... Undeva în reglementație publice zice că prima dată prezintă un raport privind rezultatele inventariei Consiliului Local. Și nu s-a trecut niciodată prin Consiliul Local. Un control de la prefectură care mi-a sugerat că ar fi mai bine să facem chiar proiectul hotărârii privind însușirea. Deși legea administrației, cum am spus, spune doar că se prezintă un raport. Dar asta a fost indicația celor de la prefectură. Nu, da, dar nu, responsabilitatea este a comisiei. S-a omis prezentarea acestui raport. Dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Împotrivă? Deci, unanimitate. Proiectul hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Balcan sau Balcan, județul Balcan. Dacă sunt discuții, bine. Am studiat, m-am uitat la statutul Comunei Balcan, este bine că sunt elemente specifice, întindere populară, structură etnică. Am mai văzut, cred că ar trebui trecute și firmele și unitățile economice, ceea ce aș avea o sugestie. O parte sunt trecute pe site-ul cu primăria. Trebuie toate trecute pe site-ul primăriei pentru cei care sunt interesați. Să găsească toate elementele. Noi și vă dăm o parte din ele sunt, da?
și unitățile economice, și populații, structură etnică, și anumite detalii despre instituții, de învățământ, de sănătate. Să fii trebuie pe site-ul primării. Statutul nou, suspensie, s-ar putea că este un alt moment de același societate. Da, da. Și-a spus că s-a coalizat. Asta, ca o da, dar mai sunt și alte discuții. Dacă nu supunem, mă pot. Da? Cine este pentru? Dacă s-a spus cine era. Împotrivă. Deci la diverse. La diverse, dacă îmi permite, o trimis un domn pensionat a inimii Dumitru Adam, un memoriu, vreau să-i dau ei un scrie ceva despre date din comuna noastră, din provin satele. Dar cel mai important e cu plopia de la Rățeni. O să vă dau și puțin mult. O să vă dau la fiecare zi. Dacă veniți cu idei, până la ședința care vine, următoare, planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, nimic, pur și simplu s-a votat așa, ați observat că acolo, din ce am înțeles eu cel puțin, s-ar putea face niște angajări?
Da, dar tot comprova aia să mă așa să fac. Păi și sunteți de acord să aprobe 16 oameni? Dar nu am ăsta? Posturile există, dar nu se așa. Deci, a văzut posturile există, dar nu mai vene la el. Posturile sunt vacante. Nu, nu, nu scrie vacante. În expunerea de motive spune destul de clar. Prin planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Balcani s-au stabilit următoarele. Un număr de 16 funcții publice vacante la momentul actual au fost prevăzute în planul de ocupare pentru a fi ocupate prin recrutare. Ce vreți mai clar de atâta? Așa-i sau nu-i așa? Nu s-a angajează, stai, nu vreau să păi, domnule, eu am întrebări în cuvântul matalii care te-ai dovedit în repetate rânduri în a fi un mincinos sau în ceea ce scrie aici? Acum, adică, zic punctul meu divers. Păi, asta e punctul meu divers. Da. Pe lângă altele, am patru întrebări scrise aici, la care o să vreau și un răspuns scris și vreau să le și citesc aici. Nu mi s-a părut nimic important, nu? Bun, eu am scris patru întrebări la care o să iau și un număr din înregistrare. O să aștept și un răspuns scris. Abia aștept să văd ce răspuns scris voi primi. O să le citești aici, poate are bună voința domnul așa zis primar, să-mi răspund la două. Mă rog, e formulată cu subsemnatul Oana Ciprian, consilier al Comunei Balcani. Am câteva întrebări, după cum urmează. În comună și în țară plouă vreo 3 zile. Și vreau să vă întreb în limbajul dumneavoastră, ca să mă înțelegeți. Vă simteți bine? Aveți vreo spaimă? Că după atâta ploaie am putea iarăși avea parte de inundații, cum a fost acum 2 ani înainte de alegeri? Sau nu aveți niciun stres? De ce după 18 ani nu acționați pentru demararea unui proiect prin care să scăpăm odată, pentru totdeauna, de spaima asta cu inundațiile? Dumneavoastră sunteți de 18 ani în conducerea acestei instituții, sub diverse forme, viceprimar, primar, și n-ați făcut nimic în acest sens. Comuna nu are șanțuri, nu are rigole de scurgere, drumurile care au fost asfaltate în bătaie de joc, apa când vine bătește și inundă curțile oamenilor. Din cauza incompetenței dumitale. Și pui pe seama lui Dumnezeu lucrul ăsta. Că nu ne putem pune puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se vede în răbdarea oamenilor de care vă bateți joc și ai căror banii cheltuiți în scopuri electorale și pentru a rămâne la putere. Dumnezeu, prin legământul cu noi, domnul primar, dacă habar n-aveți, a spus că oamenii nu vor mai pieri din apă. Așa că dumneavoastră mai bine v-ați concentrat să cheltuiți banii cum trebuie și să faceți șanțuri în comună, că asta ne-ar duce, ne-ar scoate din evul mediu în care trăim în ziua de azi. Domnul primar, plata taxelor și a impozitorilor trebuie să se întoarcă la cetățeni sub forma unor servicii care la noi în comună lipsesc cu desăvârșire. Da? Nu sub forma cuvoaielor care le distrug agoneseala oamenilor care plătesc taxele la această primărie. Spuneți și mie, de ce după 18 ani nu avem șanțuri în comună, nu avem rigole de scurgere, nu avem terasamente, nu avem nimic care să prevină inundațiile? Răspundeți? Domnule, vă spune, noi funcționăm după un regulament de funcționare a Consiliului Local. Așa. Aprobat dumneavoastră, la început, când ați intrat, da? Întrebările în Consiliul Local. Se adresează președintele de ședință, secretarului. Se dă răspunsul, conform regulamentului de funcționare, așa, pe loc, în scris, sau următoarea ședință. Corect. Deci cu domnul Barnaiu nu am ce discuta, el face o propagandă electorală, a început, de fapt nici nu a terminat. Nu știi decât să jignească. Dacă nu faci nimic pentru el, arătă cu degetul spre unul care face ceva în comună, care lucrează și nu mai e, împreună cu noastră, că cu aprobarea noastră am făcut toate lucrările, am,
Am venit cu propunerea lor la începutul anului. Domnul meu, răspundeți. Dar lasă-mă să termin. Păi cum să vă lasă acum? Nu mai lăsați să vorbească. Nu mai lăsați să vorbească. Nu mai lăsați să vorbească. El trebuie să vă lăsați câteva întrebări. Da, lasă-mă la el la diferență. Nu mă întrerup. Nu mă întrerup. Nu mă întrerup. Nu mă întrerup. Nici eu fii de respect dacă ați văzut la întrebări. Așa. Mie, dacă vrea să răspundă, domnul meu, este punctul meu la divers. Acum vorbești cu domnul Dumas. Sunteți președinte. Aceleași probleme, campanie electorală, că nu știu ce. Domnul meu, sunteți președintele comisiei? Sau păpușă. Acum să discutăm. Sau păpușă. Să spune. Domnul primar, dacă vrea să răspundă. Acum vorbești cu domnul primar. Domnul primar, dacă vrea să răspundă la întrebare, suspendați. Suspendați ședința, ai clar? De ce? Pentru că nu suntem în piață. Pâine cu mungură. Nu suntem în piață. Poate e bine, nu la piață, ca la târg aici. Păi dacă nu răspunde la întrebare, să dacă în timp, păi nu răspunzi la întrebare. Nu trebuie la întrebare. Nu, spuneți de ce nu avem șanțe în comună. Păi sunt șanțe, unde să mai facem prin comună, să lucrează. Să lucrează, dacă nu mergi prin comună, să amintă că nu știi. Să lucrează și la planțuri, să decolmatează, dacă n-ai văzut, sau n-ai văzut. Și atunci de ce există inundații în comună? Fiindcă plouă, dar uite la alte comune, uite prin alte zone, ce inundații, ce probleme au și la noi nu sunt așa mari. Nu sunt așa, au plouat la noi cum plouă și în alte comune. Dar datorită faptului, că sunt șanțuri, normal că nu-i toate, comuna așa, ca mărimea așa, să fie prin județ. O comună mare, cu teritoriul întins, cu șansuri multe, nu poți să le faci pe toate. În 18 ani nu poți să faci șansuri. În 3 ani, când sunt primar, am început cu șansuri, cu tiguri. Dumneavoastră conduce instituția de 18 ani, prin vice primar și apoi primar. Cum poți susține cu restricțirea asta că de 3 ani conduce instituția? Cu asta am terminat, am dat și răspunsul, dacă ești mulțumit. Ești, dar nu poți să prea. Răspunsul vă taie de joc. Așa, foarte bine. Bun. A doua întrebare, dacă o am. Domnul viceprim, vă adresez întrebări, vorbiți. Da. Adresați întrebări de președinte ședință? Nu, dumneavoastră bine adresez. Președintele de ședință se comportă ca o păpușă. Nu am treabă dumitare. Bun. Câți oameni ați dus din comuna noastră la meeting-ul rușinii al dublului infractor Dragnea? Ce mai este șef direct? Prin mai mulți decât ai dus tu la Bacău. Ce mă interesează? Cum ce mă interesează? Dacă am întrebat pe Matale... Dar nu te-am întrebat pe Matale. Domnul Matale, nu faci închir ca aici. Dar ce? Asta e ce? Ai dat un dracu de câți oameni am dus la mitin? O, nu din milioane, ci doare că așa oamenii duce la Bacău. Ce? E după aia, nu știu aia cum am spus. Da, nu faci. Poate dracu. Să vă face cinste faptul că susțineți un infractor? Da, îi face cinste. Da, îi face cinste. Bravo, vă face cinste. Da, discuții și la urmă. Da, să discuții. Și mai am o întrebare. Că ciuna roșie, că până în goală. Dacă nu, pe ce sunteți? Vă spun cinstit, am ajuns din râsul lumii. Păi din cauza cui, domnule președinte? Cauza PNL. Din cauza dumitale. Din cauza domnului care stai să știe ce mai mari. Dar cele naționale, să ieșim din pasurile astea, mi facem o campanie să nu tocă. Sunt
Asta e ideologia de care sunt autoritari imediatări, da? Niște sclav. Și păstrează pe autoritari pentru cultura comunitară. Niște sclav. Asta sunteți. Ai înțeles? Tu ai dreptul să faci cu tine. Eu mă rog frumos, mă rog frumos, mă rog frumos, mă rog frumos, ca tine mă rog frumos. Domnule, chemați consilierea. Eu nu te-am făcut frumos. Ovința o menește, vă rog frumos. Nu, dar așa, ca să faci un circ. Nu-i circ, oameni, eu nu vreau să mă rog. Doamne, v-ați spus că au fost un an fără circ, omul ăsta? Nu, nu mai poate rata nimeni. Nu trebuie să fie cu aberații. Ce aberații? Băi, până nu jignesc, n-am sărit. Dar cu ce v-am jignit, mă? De când a revenit adevărul jignire? Spuneți-mi și mie. Da. De când este adevărul o jignire? E adevărat faptul că v-ați dus cu oameni acolo? Da! Cu ce v-am jignit? Și am fost. Păi am negat? Am negat? Cum? Poftim? Am negat. Păi și de ce a sărit de fundul? Am fost mai adevărat și nu m-am mai făcut. Cine m-am avut? Matare e execut. Dar matare e execut de cetățean. Eu am întrebat de ce face dumneavoastră. Păi ce faci? 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 Așteaptă de a răspunde. Domnul meu, dar eu am făcut altceva în afară de a-mi citi întrebările. Mi-au sărit în cap ca niște... Că pe urmă spune că eu îi jignesc. Nu. Cu ce îi jignesc? Ma tare te-am făcut păpușă pentru că îmi spui să tac. Cum adică, domnule, ca președinte de ședință îmi spui mie că dacă eu îți spun tu trebuie să taci? Dar în ce secol trebuie? Domnule, dar mi-ai pus odată întrebare. Așteaptă să-ți vină răspuns și mai bine. De ce ridicul pe care am făcut? Pe mine nu am altă posibilitate de a vă apăra decât prin ridicarea torului, domnule. Continuăm ședința, dar eu am și treabă. Mi se pare corectul. Eu încerc să mi-e respectat. Nu se poate continua. Eu mă respect prea mult. Stau și vă ascult aici aberațiile și cum furați, dar nu faceți niciun proiect viabil pentru comună. De 18 ani. Și stau cu spaima în spate că plouă de 3 zile, că vine apa și iarăși îmi inundă gospodăria. Domnule, să mai răspunși cu apă, dacă mai venit inginerul turbului, ce s-a făcut? O mai distrus, să mai reface, asta e timp, nu s-a făcut. În 18 ani astea sunt grele. Să vă iași dumneavoastră, veniți cu proiecte. Ce proiect să-mi depun? Veniți! Domnule, nu ți-e rușine să susții așa ceva în momentul în care din opoziție, odată n-am avut un președinte de ședință din opoziție. Matale, vrei să spui că dacă eu fac un proiect va fi aprobat? Sunteți manipulați în cel mai jalnic mod și nici măcar nu sunteți capabili să vedeți lucrul ăsta. În opoziție nu ajunge niciun consilier președinte de ședință și Matale, ai tu pe o să-mi spui să fac proiect? Asta e transparență, asta e democrație. Asta este dictatură și slugărnicie. Hai să vedem iar. Domnul Gândar, vă rog frumos. Domnul nou primar. Sunt 2 ani de când tot am zis că trebuie desfundat în podețele, nu la porțele lor. Podețele care trec în turmă. Ați zis, se pune niște băieți de la ajutorul social. Domnule, chiar vă rog frumos, puneți să desfunde podețul. Deci eu, în fața dumneavoastră cu rugăminte, sau trebuie să angajez pe cineva să desfunde, îi jale ce-i la schimb. Și nu numai schimbul, și lutașul. Spuneți, băi, el se dispune din podețul. Ați primul punct. Al doilea, ați spus că ați angajat o firmă să termine parcurile de copii. Ăla la Balcan, nici acum am făcut-o. Deci... O luat cum mai de acolo? Da, trebuie să mă duc eu. Este poliție comunitară. Este poliție comunitară. Mai au trei parcuri, chiar la Balcan, Marnia și două mică căpeță. Al treilea, domnul Ungureanu aici, ne vine o apă de pe râpa Ialu, sau cum se numește domnul Ungureanu acolo. Apucă, a fost pus la, în direcția lui domnul Ungureanu, a fost pus un tub. O să nu până la prima apă, infundat. Deci m-a chemat femeia respectivă dimineața asta, Ileana Luruncu, și mi-a arătat apa scurge în curte la ea. Deci dacă vă duci acum plutești în curte, nu are scurgere. Chiar dacă domnul Barna are și el supărările lui și pe o parte dau și dreptate.
Pentru că sunt 2 milioane de euro care sunt comuna Balcani anual și se poate. Nu puneți, domnul primar, nu puneți mâna. Și se poate. Deci 96 de miliarde, în jur la 90 de miliarde anual. Deci se poate face, se poate face și lucrările din întreținere, care nu costă mult. Ați văzut? Podul respectiv a costat în jur la 4.000 de euro. Cam așa. Podul de la Schid. Ați zis că în jur la 180 de milioane. Cred. Cum a zis? A, deci cel la care a fost recuzat. Da. Și am văzut, s-a făcut. A, și nu s-a pus, nu s-a pus, fierul nu a fost pus ca lume, dar în fine. Se pot face lucrări și chiar vă rog frumos, pe viitor. Mă întrebați cum e și pe noi când faceți ceva. Deci dumneavoastră vă apucați cum ați făcut terenul ăla de sport de la Frumoasa, care l-am mai și comentat pe Facebook. Terenul ăla de sport, noi când l-am aprobat, l-am aprobat în programul PDDL, ați făcut un dosar. Domnul primar, ați făcut lumina electrică, terenul de, terenul de sport. A fost unul aprobat pentru Balcani și unul pentru Frumoasa. Și s-au făcut două la Frumoasa. Prin programul PDDL noi am aprobat, nu din bugetul local. Noi ați băgat prin jur la 50-60.000 de euro la un teren, care putea să fie băgat la altceva. Eu, vedeți, vă spun frumos, lumea vede, dacă l-ați făcut, îi bun că-i făcut, dar trebuie să vă uitați că când vine apa, rupi digurile. Digurile? Rupi digurile acum? Apa, rupi digurile? Până acum vorbesc de cele vechi, domnule. Eu nu vorbesc de cele vechi. Eu vorbesc de cele vechi, rupi digurile și sunt făcut. Chiar domnul Hakim, rândul trecut, a spus că la Arățeni, într-adevăr, trebuie făcut un dig acolo. Deci, se putea face până acum. Cu atenție sporită pe viitor, ce să zic? Da. Scurtez că... Deci, la începutul anului, a venit cu propunerea ca lucrările care... să fie aprobate lucrările care voi face anul ăsta din bugetul local. Ați aprobat cu toți, chiar m-am bucurat. Ați știut de lucrările astea. Ați știut de lucrările astea. Tot trageți cu 2 milioane de euro. Ați rog, bani strânși din comună pentru taxe și impozite anul trecut au fost 4 miliarde 85 miliarde. Atât au fost. Nu 2 milioane de euro. Nu mi scoateți voi 2. Deci din taxe și impozite Comuna Balcan s-au strâns bani, s-au colectat bani la financiar la noi la 4 miliarde 800. Atât. Nu mai mult. Din banii ăștia. Și banii am mai adus după aia. Intervenții. Am avut bugetul cel mai mare din județ ca și comună. Tot asta, tot intervenția primară. Dar zic că se lucrează. Nu se pot, am zis că tot anul ăsta. Deci lucrările ați avut la începutul anului, se văd în procesul verbal. Acum nu o să mai apară peste, da, cum e ploaie acum. Normal, e nemulțumită lumea de acolo, unii domnul Barna. Dar uitați-vă și cum îți cască, cum e terenul. Drumul e la un metru mai sus decât curtea omului. Ce poți să faci? Am fost acolo la șanțuri poți să faci, domnule. Acolo nu există șanțuri. Prin lege, șanțuri. Sunt obligați, cetățenii comuni sunt obligați să-și facă șanț la poartă. Nu, sunt obligați să le întrețin. Arătați-mi unde scrie să-ți faci. De ce mințiți? Să Poți să fiți spunea, domnule, niciodată. Eu acolo la Dibul ăla, să știți când băm. Nu se sau. Deci în Băbuțul a fost două plase de Buzău. Legea scrie să întrețină și să nu spune așa. A fost consolidare, picior, nu picior. La picior, spate. Am pus stâlp de fer beton în pământ, așa să nu se lasă piciorul jos. Dar am sus unii se pun. Ați observat la piciorul ăla de pot, iese vreun fer beton băgat în el? Nu, am pus. Nu-i niciun fel, eu am băgat. Ai, la ora vechi, la timpul vechi. Da, și acum eu zic că e o treabă bună. Și de ce să nu recunosc că tot ăla l-a făcut și datorită dumneavoastră, că ai stat cu capul meu. Dar eu zic dacă se ia lumina în bec, sau dacă e o nemulțumire, nu ar fi mai frumos să-mi dai unde loc, care mă mai vedeți, domnul primar. Lasă-mi mai bine și mă rămân pe gândire. De când ori ai intervenit, sau mi-ai dat telefonare, sau la problema. Dar decât să-mi dai telefon, dăm pe Facebook, să dăm impresia că faci ceva. Nu-i frumos așa. Că am picucat. Dar să-mi faci. Ați avut gândește. Dar de ce vă băgați de asta? Eu vreau să discut cu domnul primar politicul. Și am zis că noi o să continuăm frumos în consiliul local. Nu
cu jignit, pentru unii asta e, trăiești prin asta, nu știu asta. Dar eu ar vrea, deci eu nu cred că te-am refuzat vreodată să faci cu podul, că am oameni și la ora actuală, dar acolo, care de sfânt, cu podul și podieță. Și l-am luat, și am făcut și pischit. Acum, săptămâna care vine, l-am luat șuric, am fost, am vorbit cu oamenii, probabil când ți-o zis, am văzut despre ce este vorba, nu chiar așa. Nu, acum, dacă plouă, plouă, trece, poți să fii ce-o fi. N-ai ce, inginerul tulburi, probabil unul ăsta. Da. Da, referitor la suma de 2 milioane de euro, pe vreau spus din bugetul care s-a dorit din taxele numai de la schimb. Păi vin de la Consiliul Județean. Și dacă banii vin de la Consiliul Județean, noi consilieri local avem datoria, evident, nu puteți să negați. Dar nu se bani. Păi, dar nu, dar să nu se înțeleagă că 2 milioane de euro sunt pentru lucrări în pământ, să facem din cuvântul și eu vreau să fac. Dar cine nu trebuie? Păi, salarii, să... Bugetul local anual e în jur la 2 milioane de euro. Din 2 milioane de euro trebuie să fie și parte de întreținere, de reparație și ce mai este. Ce sunt? Dar asta, de normal, de ce putea? Dar s-au lăsat bani pe acum întreținere, s-au lăsat bani... Și știți de ce spun treaba asta? Pentru că până acum 2 ani s-au făcut lucrări numai cu... și s-au atras investiții din bugetul local prea puțin. Nu puteți să-mi spuneți. Din bugetul local? Prea puțin. Anul trecut? Deci nu, până când am venit noi consilieri. Până cu 2 ani. Nu din investiții. Din investiții am avut... Au fost PNDL 1, au fost fonduri europene. Da. Da. Și ce-am mai aflat eu? Și nu-i ceva bun? Eu păi ceva bun în anii ăștia. Dar vreau să zic că se scoase. Vreau să continuăm împreună, dar nu cu jignit. Dar eu nu mă aștept de domnul primar. Da, nu. Dar ce-am mai aflat eu? Poate... Poate îmi spune dacă e adevărat sau cu ce? Comuna Balcani a avut șansa să fie o sală de sport din fonduri europene, așa e sau nu? A avut, era în stas, era de... Nu, acum luna mai trebuia depus să... Nu, nu am nicio șansă. Deci, încurci... Nu, nu, trebuie. Cineva mi-a spus. Eu vă întreb, că vreau să vin proiectați, mai bine, da. Consultați, proiectați, vin o grămadă și promit. Doamne, uite, a venit un proiectat sau consultat nici nu ce era. Da. O sală de sport în comună, nu o să la Balcan, să în comună, da. Vreo 9 milioane de euro, să-i dăm 20% înainte bani să facă proiectul. Am zis că nu. Ce spus, dacă este viabil, dacă creditul, dacă crezi că avem șanse să câștigăm proiectul ăsta, îți dăm până în 10.000 de euro, să dă un avans, pentru că trebuie să lucrezi, nu, fără am ajuns la 2 milioane jumătate, bani vechi, 2 miliarde jumătate. 2 miliarde jumătate. Da. Bine, o fi ajut, o fi dat în telefon, în consultant, ceva, că vin, zilnic vin, vin la adresă, la noi, fac proiect, dar nu pot da bani așa, că eu semnez, nu semnează niciun consilier pe ordinul de plată, sau pe contracte, sau pe proiecte, eu semnez și eu răspund. Nu știu, eu așa am auzit. Dar uite, cu banii ăștia au fost un teren de sport pentru școala Balcan și pentru școala frumoasă. A renunțat școala Balcan la teren de sport să facem grup sanitar, care am înțeles că săptămâna care s-a apucat de lucrare, și a renunțat la banii ăia să facem la școala frumoasă, terenul ăsta. Banii alocați din bugetul local, câte 80.000 de lei, special pentru asta a fost cu aprobarea dumneavoastră, special a fost pentru două terenuri de sport. Și au ajuns banii toți la... Școala frumoasă, diferența se rămâne la, pentru sală de, pentru grup sanitar la Balcan. Era singura întrebare. Și cu o întrebare scurt, ați băgat la cămin, la rețenă, ați băgat canalizarea. Da. Apa când se trage? Acum găsit meseria, domnul Vici l-a găsit, pentru că nu este apă în fântână, e puțină. Curăță fântâna. Și facem și fântână în piață, în piața frumoasă. Deci luna asta se termină, iulie. Acum depinde de meseria, cum îți meseria în ziua de azi. Poți la fața locului, de unde este miercuri seara, avem apa acolo. Bun. Asta înseamnă, dar bine, el lucra în altă parte. Are lucrări mai multe, depinde și dacă o luați, sigur, mi-am înmăzit o candela după terminatul bine. Nu pot să zic, miercuri o să avem apă. Luna asta, până la prima nuntă, eu am promis, prima nuntă o să aibă apă acolo. Ai văzut, grupul sanitar arată bine, nu e. Am vrut să dau pe Facebook, dar mi-ai luat o mea. Grupul sanitar. Dar nu vreau să dau pe momentul să fie un... Am văzut că mi-ai luat dată pe Facebook, dar nu te-am mai dau ce să... Păi dați scris... Asta e momentul, pe momentul când dați pe Facebook, nu scrieți polul așa. Consiliul local și cu primarul. Primarul le-a făcut pe tete. Altcineva dacă mai are ceva de spus.
Da, eu așa, vrei? Dacă mi se permite, pe urmă, că eu nu mi-am terminat intervenția. Mă pare rău că mi ies așa din fire, nu mai suport să văd fățărnicia și faptul că nu se mai face nimic. Domnul primar, spuneți că nu aveți bani, că nu vă ajunge bugetul. De ce în 18 ani, în 20 de ani, aproape fără 2 ani, n-ați făcut un singur proiect european pentru dezvoltarea infrastructurii comunei? De ce? Măcar să-l văd, bă, refuzat, nerefuzat, de ce n-ați făcut? Dacă într-adevăr aveați intenția și luptați pentru cetățeni. Acolo se poate dezvolta o comună. Luați exemplu celor date pe la televiziuni, nu pe la sclavi de la antenă, pe la televiziune care sunt imparțiale și care arată comune în 2018 cu canalizare, nu cu WC în fundul grădinii, din cauza cărora apa în comuna noastră în mare proporție este nepotabilă, comune care au șanțuri, care au rigole, care au canalizare, care au infrastructură de secol 20, nu de evul mediu, cum avem noi în comuna Balcani. De ce n-ați făcut niciun asemenea proiect? Sunt primar de 2 ani, 3 ani. Și viceprimar, din ce an? În 2000. Așa, primarul, deci 18 ani. Primarul este ordonator de credit, primarul comandă și face în comuna Balcani, da? Așa. Nu în orice comună. Și dumneavoastră, viceprimar, ai ca și un consilier, viceprimarul, exact ca și un consilier, veneam și eu cu propuneri. Așa. Asta s-a făcut. Deci nu mă... Și unde este propunerea dumitale scrisă pentru a se accesa fonduri europene în acest scop? A fost drumul de la... Carinu. Balcanski, tu... La IFEA... Bani europene, sunt fonduri europene. Da, ce vorbim? Ăla a fost proiectul domnului Băzăiță, nu al dumneavoastră. Că s-a asfaltat primul rață, aia e altceva. A fost proiect? Al Băzăiță, din ce știu eu. Nu. Nu? Aia drumul ăsta. A, sau un domnul Rață, niciun caz avatar. Păi, dar ce am zis? Exact ca păi unitare consilier, poți să vii cu un proiect de hotărâri sau că, cu, să aruncăm bani europeni, vin o și eu am făcut proiect de hotărâri și am susținut modificarea unor proiecte de hotărâri de mai multe ori. Vorbim de bani europeni, da? Da. De fonduri europene. Și niciunul nu s-a aprobat. Arăt un proiect de hotărâri care vin tu... Eu? Da. Un proiect de hotărâri în comuna asta, de când e din 2 ani de zile, cu fonduri, să prind din fonduri europene. Eu ceva să fac eu dar un proiect pentru fondul european. Ești consilier, deci primarul, viceprimarul și consilierii au dreptul de a face proiecte de hotărâri, da? Meu, eu nu te-am întrebat dacă eu sunt capabil să discutăm. Spune-mi, de ce nu ai făcut? Fiindcă n-am avut consilier din partea mea, poftim. Eu nu am majoritate. N-ați avut majoritate? Nici și acum. Nu mai trage 18 ani. Eu sunt primar de 3 ani de zile. Nu, de 18 ani în conducerea acestei instituții. Mai repet, primarul este ordonator de credit, nu viceprimar. Primarul este puterea executivă. Executivă, și asta. Mergem la un pet, la un bagăl, la un păvălic. Dar eu sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul primar, referitor la proiectul de hotărâri, noi consilieri, noi putem veni cu propunerea, pentru că... Ce tâmpit o fi un primar să poată prinde fonduri europene sau de așa, să nu facă un proiect? Ce poți să refuzi un proiect de ăsta? Dar vine cu soluții. Dar de ce nu l-ați făcut? Fiindcă n-a fost posibilitatea. N-a fost posibilitatea. Dar adevărat, cum a fost posibilitatea? Nu-mi dea 3-4 comuni. Nu vreau să jignesc niciun primar, niciun coleg din zona Bacăului, zona Neamțului, fonduri europene. Ați găsit pe Facebook câteva primării și știu despre istoricul lor, fonduri europene. Avem și noi acum, cu apă și canalizare. Am avut până în 2008. S-a avut până în 2020. Dar nu, da? Nu se face cum domnule. Puțin, dar ce poți să fac un primar în cazul ăsta? Primitare era primar în locul. Ce poți să faci? Nu poți, domnule. Dar cei care au făcut înseamnă că sunt... Cei care au făcut au o comună cât Sagu Frumoasa, din 3.000 de locuitori, și au instituții, au venit de sute de milioane. Anual, venituri, da, care pot să facă așa. Iar, probabil, când punctajul, la punctajul, acolo, cât șerii, nu mă pricep eu acum, că nu sunt proiectat. Nu mă pricepeți că nu am avut vreodată de a face cu așa ceva. Da, se lucrează zilnic la primăria Balcani. Se lucrează, da. Se lucrează la vopsitul parcurilor. Și la alea toate. Dacă totuși am ajuns la canalizare. Eu am văzut alte comuni, chiar și-am vorbit cu alți primari, chiar vreau să debatem dacă să termine cu master planul ăsta, să facă prin programul PNDL 3.
Deci mulți au făcut, ați văzut și prin PNDL. Nu a apărut la PNDL 3, nu a apărut. Nu a apărut, păi știu cum, dar pistitoria... Păi sigur, Bacău o să muti din ăsta pe PNDL 3. Păi asta vreau să-ți spun și eu. De ce nu facem și noi? Renunțăm la master plan, băgăm pe, facem proiectul la PNDL 3 și să ne apucăm și noi. După jurul să facem treaba, cum e de făcut pe acum. Acum avem un proiect în lucru, domnul Gângă, domnul Bara, nu știi, pentru gaze. Facem... Da, în fine. Sunt cartiere din periferia Bucureștiului, la capitale, ca Buzigenul, Ahumațul, care încă nu are apă și canalizare. Și spai, avem mai pretenții. Sunt niște priorități. Adică și toate exemplele negative. Să iau comunile mai din împrejurimile județelor, județelor. Este foarte ușor să stai în fața televizorului, sau un scaun, să aveți puterea primarului, primarului. Eu ar vrea să fac canalizare. De ce nu ești competent? Fă primarul de cât foarte ușor. De dar ar vin un proiect ceva. Ajută-mă. De acord. Facem zero. Nu, după... Eu nu știu. Câtă nesimțire poate să zacă în dumitare? Păi vezi, asta nu e primitor. Păi și mire. Dar dacă are primitor. Pentru că eu te întreb. Eu te întreb. Cum spui mie să vin cu un proiect care sunt de 2 ani de zile în opoziție și Matale, care ești de 18 ani în primar, de 3 ani în conducerea instituției primăriei Balcan, da? De 3 ani primar. Deci de 18 ani. Cum îți spui mie că de ce am venit cu un proiect? Ce să fac? Eu am venit cu un proiect. Să-și faceți un proces verbal din 96. Să vedeți cât durau ședințele din Consiliul 96. Când era altcineva secret. Asta nu-i lipsă de bun simț, domnul? Nu, dar vă corespund la telefon. Domnul viceprimar. Și mie spuneți de nesimțire. Băi, asta e lipsă de educație. Eu rog frumos, lasă-mă ca să nu vorbesc. Nu mă întrerup. Mă întrerup, eu nu mă scuzați. Sincer, nu înțelegeți. Nu înțelegeți. Și vă... Vă mai interrupiți o dată, eu încheie ședința. Nu încheie ședința. Deci de aceea v-am mai făcut ceva. Ia două oară. Domnule, vina mea. Treceți la subiectul discuției și ați spus că veniți cu o completare, da? Da, bun. Veniți cu completare și nu mai repetați aceleași lucruri. Dar nu am repetat, am spus așa. Ședințele se dureze până când se termină fiecare orice discurs. Să știți, una, în afară, nu depinde de... Vă puteți încadra în 5 minute? Da, nu în 5 minute, că nu mă pot monitora. Este esențialul domnului, nu mai tot povestiți. Am venit de 100 de ori și am ridicat problema asta să mă arătați mie regulamentul de funcționare a Consiliului Local Balcan. Găsesc pe Facebook, în diferite orașe, publicați, domnule, dacă ați public orice act, publicați-l pe internet. Să nu fiu nevoit să-l cer de la Consiliul Local. Am găsit de la regulamentul de funcționare, așa, de la Petești, în care spune clar, exact ce spune articolul 45, alineatul 2, din legea 215. Spune clar, proiectul de hotărâre poate fi introdus de primar, viceprimar, consilier și cetățeni. Vă rog frumos, respectați-mi acest drept. După caz. Nu după care. Iar referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, nu mă întrerupiți, vă rog,
La ce v-ați referit la articolul 109 din legea 215, în care acolo spune din inițiativă cetățenească. Dumneavoastră, vă supărați poate dacă spun că nu, de-ați, nu mă întrebiți. Poate vă supărați dacă spun că nu înțelegeți sensul cuvintelor. Sau cum am venit acum, exact ce spun ăștia pe public foarte mult pe internet, analfabet funcțional. Dom'le, dumneavoastră, între a propune și a promova, trebuie să faci distinții, că sunt două cuvinte diverse. Da. În articolul 109 spune că a promova. Dumneavoastră a propus, nu vă întreb așa, a fost propus să faceți liceul sau ați promovat liceul? Sunt cuvinte diferite. Deci, a promova este una, a propune este alta. De asta vreau să spun, faceți. Vă rog frumos să faceți regulamentul de funcționare a Consiliului Local să cuprindă legea 215 de la articolul, vă spun și eu, de la articolul 23 la 77. Notați-o dacă vă uitați. Nu! Deci. Nu uiți matare, că matare este cam mult. Așa, se prevede ordonanța 35 din 2002. S-au schimbat de atunci din 2002? Actualizată. Actualizată, nu vorbim cu s-au schimbat, așa că e fost pus atunci cu s-au schimbat totul. Să orice proiect de hotărâri să fie discutat după 30 de zile, așa cum prevede atât articolul 6, cât și articolul 44, aliniatul 2. În articolul 44, aliniatul 2 din legea 215, spune că rapoartele pot fi introduse în termen de, nu dezbatere, domnule, nu dezbatere, rapoartele pot, gata, una, în al doilea, o replică la domnul care a plecat de aici, domnul așa, că diferența între mine, eu ce, da, nu, stai, referitor la ce a spus el, să știți, diferența între mine și un consilier este următoarea. Eu fac recomandări, el poate să facă, să le pună amendamente. Nu, amendamente, că vorbim de proiecte, așa. El, votul meu este consultativ, îl iei în seamă, nu îl iei în seamă, nu contează, a lui e valid. E părerea mea, să nu-i vot. Nu. Este o părere, da. E consultativ. Da. Votul dumneavoastră contează, nu mă mai întrerupiți. Și în afară de asta vă spun o chestie. Eu fiind voluntar, iar dumneavoastră sunteți plătiți. Și îmi pare foarte rău că ăștia care, doamna să vă notează așa, dacă cineva mai pleacă din ședință, să nu fie, să nu ia bani. Recomandare făcută de mine. Un punct de vedere care, în regulamentul ăsta de funcționare, se prevadă ca și din opoziții să aibă dreptul să ocupe o funcție de președinte de ședință. Domnule, este un drept pe care mulți dintre dumneavoastră nu o să mai apucați niciodată. Să nu vă gândiți pe la o chestie. Sunteți mulți vechi. Eu știu, eu îi cunosc și pe aia care au fost data trecută și îi cunosc pe aia. Sunteți aproape jumătate care nu ați fost în turul trecut. Uitați-vă, chiar m-ați luat mai mult. Da. Așa, considerați că peste jumătate, la următoare, s-ar putea jumătate din dumneavoastră să nu mai fiți aici. Eu oricum o să fim, pentru că eu vin în baza legii 52 și am să vorbesc așa cum. Până atunci, așa am dreptul, să știți, să depun și proiecte. Să faceți un... Mare Dumnezeu! Da? Doamne, veniți cu amendament. Da? Nu cu amendament. Nu, domnule, am venit cu proiectul și eu vă trebuie să spun. Domnule, domnul știi ce? Da, vă rog să mă lăsați ca să te amintați. Dar nu cu sfaturi... Nu, domnul, nu, eu vă fac recomandări. Faceți un regulament valabil. În care se bucă. Și nu-mi tăiați niciun drept. Regulamentele sunt făcute. Nu-ți făcute. Nu aveți. Facem, nu aveți. Spune-mi. Facem parlamentul. Regulamentul de la nu știu ce ora. Domnul. Și cine e de fi proiectul dumneavoastră? Local. Domnul. Hai să nu discutăm cu contradictor. Nu lasă-mi să termin. Nici nu mi-a adus proiectul care l-a propus în cerință. Mi-a venit să-ți aduc un proiect? Dar cum să nu am depus un proiect și a spus că nu-i trebuie să avem semnătură? Ai zis că s-a avut semnătură la 5 ani? S-a dat în judecată și ai pierdut. Lasă-te liniștit. Stai liniștit. Tu de ce ai deschis, de ce ai modificat organigrama acolo recent? Ia-și. Am modificat-o. De ce? Dar nici nu am
Pentru procesul nu s-a terminat, stai liniștit. Sunt o problemă. Ia, ai mai făcut unul. Mai eu vreau să spun asta. Dar nu vreau să dacă nu vreau să faceți grijă în dibatele, care este procesul de grijă, dar eu vă spun asta. Controlați lucrările care și-au făcut unul. Foarte la Rudaș, la Rudaș, acum ați făcut gardul ăla la școală, l-ați făcut aiure. N-am făcut. A luat copii cântul. Pune-l domnule pe linie, nu l-ai făcut cum ați ajuns, dar să-ți controlezi. Nu, trebuie să fie directorul de școală, împerge separat. N-am treabă primăria, n-am treabă primăria. Domnule, nu-l faci. Director de școală și-a făcut gard ca lumea. Ăla-i gard de școală, am trecut pe internet, vedeți, a luat copii cântul. A luat copii cântul. Încă o problemă, domnule, exact, încă o completare la ceea ce a spus domnul Gânga. Despundeați, domnule, podurile, alea sunt podul din Aludaș. Asta facem acum. Degeaba ai făcut la dealul mai slabare de pod. Dacă nu dispari podul, apa n-are cum să treacă, domnule. Am înțeles că ai lucrat în construcții. Apa n-are cum să treacă. Ierbiți, ia. Fii gol. Fii gol. Asta, să-ți dai seama. Fiecare pod care traversa în jurul din toți județe, are plate de beton de sub. Nu se poate atât și mai tare. Nu. Nu are. Cum nu ai, dar... Ați pătruns până la placa de beton? Păi sigur, da? Au fost 5 oameni la mine, m-am dus cu ei la fața locului. Dacă este așa, faci tot ce de la direcția drumurilor să modifici podul ăla, domnule. Îți atâția ani... Toate podurile trebuie modificate. Da, dar ați făcut o plângere la... Da, sigur, am vorbit personal cu directorul la drum. Dacă se interesa pentru chestia asta, că nu-i numai la Ludaș. Dar nu, dar problema la da, și eu sunt mai bine toată comuna. Și apropo de treburile, am spus așa, domne, în viața la Frumoasa, să modificați rampa aceea, am scris, aveți recomandare, să modificați rampa aceea pentru că eu când vin sau un începător. Nu vreau să mă ridic de pic, de așa să mă duc în drum când patinez iarna. Vreau să fie panta cât mai dulce și duce cât în urmă. O să spun treaba. Pentru dumitare am făcut proiect acolo. Ai făcut proiect. Este prins asfalt până la poartă. Aprobat din domnul consilier. Bun. Și am lăsat să am asfalt. Poate trebuie. Da. Am spus că la căminul de la Frumoasa, unde eu lucrat, mi se pare că dumneavoastră. Da. Trebuie geamurile astea care sunt cu vedere spre parcare, spargeți în partea de jos, faceți uși. Exact cum prevede ISU. Da? Indiferent situației, vă plătești? Sau intră mai mici ei care i-a făcut. Uite și recomandările le-a făcut. Dom'le, era vorba exact din băieți sau de să faci, să trageți, să trageți. Mașina nu se vede, dar trecem. Nu, da, faceți trei uși care-s geamurile, le faceți de toate. Da, nu, trei, patru, cinci faci. Ce? Da. 10 uși. Iisus să știi, da, 10 uși. 10, 10. Domnul, eu fac o distinție. Faceți distinții între cuvinte, în primul rând, că să vorbesc în alba, aveți funcționat. Da, foarte bine. Da, asta este. Dumneavoastră ați făcut liceu sau ați promovat liceu? Am făcut liceu. Da, vă rog frumos, gata. Domnul Iu, vreți să luați cuvântul? Domnul Iu, luați cuvântul? Nu.